Unul dintre procesele în care este judecat șoferul care ar fi provocat teribilul accident de pe bulevardul Decebal, în urma căruia a murit o femeie, mama, doi copii, bate pasul pe loc. Sunt amânări de jumătate de an în cauza penală privind conducerea în stare de ebrietate a unui autovehicul, pentru că învinuitul nu se prezenta la ședințe sau își schimba des avocații. Prezentați la ședințe. Dragomir Popovici este învinuit de 3 episoade privind conducerea în stare de ebrietate avansată și fals în declarații. După ce a refuzat în mod repetat să vină la judecată, el a fost adus forțat din arest. Vă recunoașteți? Da, nu. De ce ați urcat la volan? În fața instanței, Popovici a cerut ca ședințele de judecată să se desfășoare în lipsa lui. În lipsa mea. Să-i încredințez instanței și să judecată să se desfășoare în lipsa mea. De la asistența juridică garantată de stat. Da. Urmează la următoare ședință să depunem o asemenea cerere olograf, dumneavoastră să o susțină și să fie audiat în condiții speciale ca martor. Își recunoaște vina? Își recunoaște pe deplin. Vina, următoare ședință o să vedeți deja aspectul tehnic. De ce nu s-a prezentat până acum la ședință? Deci nu vă pot răspunde. Procurorul de caz susține că procesul a fost amânat în mod intenționat pentru că termenul de prescripție al dosarului este în februarie 2024. Martorii sunt angajații poliției care nemijlocit a fost reținut inculpatul conducând în stare de ebrietate. Avem 3 dosare conexate. Pe fiecare dosar sunt câte 2 colaboratori de poliție recunoscuți la calitate de martori. O să luăm toate măsurile să nu se tergiversează. Reamintim că pe 24 iulie, 5 oameni au ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit violent. Șoferul care ar fi provocat tragedia a fugit de la fața locului. O femeie de 29 de ani, mama a 2 copii, a murit la spital după 2 săptămâni de la accident. Învinuitul avea permisul suspendat pentru consum de alcool. Din 2011, pe numele lui, au fost întocmite numai puțin de 31 de procese verbale pentru 45 de contravenții.